Numele mari se formează cu litere, este sloganul Facultății de Litere a Universității din București, care marchează în această perioadă, printr-o serie de evenimente științifice și culturale, 160 de ani de existență. Din programul aniversar a făcut parte și evenimentul Dimitrie Cantemir, contemporanul nostru de 300 de ani, desfășurat astăzi atât la sediul Instituției de Învățământ Universitar, cât și la Biblioteca Sfântului Sinod. În deschiderea evenimentului la sediul Bibliotecii Sfântului Sinod a fost vernisată expoziția de carte rară Opera Cantemiriană de-a lungul secolelor. Curatorul expoziției a fost părintele arhimandrit Policarp Chițulescu. Biblioteca Sfântului Sinod a pus la dispoziție nu doar spațiile sale istorice, ci și colecțiile de asemenea istorice și numai puțin valoroase, care completează valorile bibliofile din peisajul bucureștean cel puțin, dar și al întregii țări. Dimitrie Cantemir, 300 de ani de la trecerea în eternitate, 350 de ani de la nașterea sa. De obicei se comemorează momentul trecerii în eternitate ca fiind o altă naștere către o lume superioară și netrecătoare. Acest tricentenar ne-a adunat împreună și ne face să ne gândim, să repoziționăm, să redescoperim viața și mai ales opera lui Dimitrie Cantemir, care continuă să fie descoperită, continuă să fie publicată și are nevoie în continuare să fie analizată, fructificată, aș spune, în cercetări. Au urmat lucrările simpozionului Dimitrie Cantemir, gânditor creștin, în prezența studenților Facultății de Litere. Invitați de seamă, au adus în lumină cercetări mai puțin știute de publicul larg. Am susținut o temă pe studiile cantemiriene și anume Effigia Veritatis, apofatism și catafatism în hermeneutica ortodoxă cantemiriană. De fapt, ce susțin în această lucrare, că Sfânta Scriptură rămâne izvorul central al operii cantemiriene. Cantemir citează cel mai mult în scrierile sale din Sfânta Scriptură, practic pe fiecare pagină, nu doar din scrierile teologice ale lui Cantemir, ci și din celelalte scrieri, Cantemir citează din Sfânta Scriptură, atât în versiunea inspirată a Septuagintei, dar și din Vulgata atunci când scrie în limba latină, cât și ocazional din Biblia lui Șerban, Biblia de la București din 1688. Chiar dacă a folosit-o puțin, s-a demonstrat că a studiat-o cu multă profunzime, păstrându-se la Biblioteca Națională din Moscova, păstrându-se un exemplar al Bibliei care a aparținut tatălui lui Dimitrie Cantemir, Constantin Cantemir, pe care Dimitrie Cantemir a făcut o serie de adnotări, o serie de observații atât lingvistice cât și personale în perioada surghiunului lui după 1711, după celebra bătălie de la Stănilești, de când a fost el surghiunit în Rusia. Plângerea pe care tocmai am susținut-o la acest eveniment aniversar privind 350 de ani de la nașterea marelui învățat român Dimitrie Cantemir și 300 de ani de la domnirea sa întru Domnul a avut ca temă prezentarea personalității acestui domn român și ca mare teolog. Pentru că în opera sa scrisă distingem lucrări prin care apără acuratețea credinței creștine ortodoxe, cum este lucrarea Loca Obscura, pe care am și prezentat-o în detaliu la acest simpozion. De asemenea, în lucrările sale face referință la caracterul revelat al credinței creștine ortodoxe în comparație cu alte credințe și manifestări religioase, în speță islamul, și totodată el s-a evidențiat și ca mare ctitor de locașuri pe moșile pe care le-a primit din partea țarului Petru cel Mare. Acte de cancelarie din vremea cantemireștilor păstrate în fondul Bibliotecii Academiei Române. O cercetare prin prisma elementelor creștine a fost prelegerea susținută astăzi de Oana Mădălina Popescu, cercetător la Biblioteca Academiei Române. Am ales această temă pe de o parte pentru a pune în valoare piese din bogatul tezaur documentar aflat la Biblioteca Academiei, iar pe de altă parte deoarece dintre membrii familiei Cantemir, cel mai studiat a fost Dimitrie, fiul lui Constantin și frate cu Antioh, și el mai ales prin prisma activității sale culturale. Opera literară, muzicală, geografică, istorică a fost cercetată de-a lungul timpului prin studierea manuscriselor, tipăriturilor și prin realizarea unor ediții critice. Am ales să pun în evidență și unele acte oficiale,
semnate autograf de Dimitrie Cantemir în perioada în care a fost domn al Moldovei, în a doua domnie, 1710-1711, acte care, la prima vedere, nu sunt așa spectaculoase, dar a căror analiză aduce importante informații pentru cunoașterea istoriei și a vieții religioase a românilor în acea vreme. Spre deosebire de Constantin și Antioh, Dimitrie semna alături de numele de botez și cu acela de familie, Dimitrie Cantemir, voievod, Bojiu Milostiu, gospodar Zemlii Moldavskoi, din mila lui Dumnezeu Domn al țării Moldovei. Documentele sunt scrise în general pe hârtie, de regulă textul este precedat de o cruce simplă, fără înflorituri, iar sub text domnul semna autograf cu cerneală neagră și își punea sigiliu domnesc rotund în chinovar sau pe cel sigilar. Prelegerea a fost susținută astăzi și la Facultatea de Litere. Prin intermediul acestor evenimente, instituția marchează o dublă aniversare. 160 de ani de la înființare și 3 decenii de la crearea primului program românesc de licență în comunicare și relații publice. În această perioadă, facultatea noastră sărbătorește 160 de ani de la înființare, practic momentul de început al Universității din București, așa încât ea s-a înființat în 1863, Universitatea Mare a devenit astfel în 1864, așa că am stabilit noi să facem sărbătoarea literelor cu un an mai devreme decât cea a întregii universități, pentru că de aici, practic, începe toată povestea Universității din București. De ce l-ați ales pe Cantemir pentru evenimente? Sigur, este anul Dimitrie Cantemir. S-au făcut astfel de evenimente în toată țara, așa cum bine spunea și părintele arhimandrit Policarp Chițulescu. Se cuvenea să facem un astfel de eveniment și în Facultatea de Litere, mai ales că noi avem o secțiune de literatură română veche cu o tradiție foarte bogată. Încă de la începuturile facultății noastre a existat acest curs de literatură română veche și a existat o tradiție filologică extrem de importantă în facultatea noastră. Prin urmare, nu puteam să nu sărbătorim pe Dimitrie Cantemir în Facultatea de Litere. Evenimentele vor continua și mâine la Facultatea de Litere a Universității din București. Din programul aniversar fac parte și conferințe plenare, sesiuni de comunicări științifice, mese rotunde, lansări de carte, ateliere și expoziții de fotografie.